Apostolul Pavel zice, am o descoperire care n-a avut-o nimeni până acum. O taină mare a împărăției, vă spun acum, până acum n-a avut-o nimeni. Că nu-i păcat înainte lui Dumnezeu să fie român. Sau să fii grec, sau să fii turc. Ai la Dumnezeu același dreptul ca grec și ca turc și ca tătar și ca chinez și ca orice. La fel ca și evrei care cred, puteți intra în ceruri. Acum îi spune, pe asta e la mâția cocoșului, că este un Dumnezeu. Și El ne-a creat pe toți. Nu poate la El să fie preferință. Ești evreu, bine, poți să intri în cer. Ești alt neam, nu poți să intri în cer. Dar așa de înapoiați sunt oamenii. Ca să nu s-a putut spune până la Pavel. Sunt încă țări în care lucrul acesta nu se poate spune. Am fost în Africa de Sud. De neînchipuit să fiu în cer, eu alt pola negru. Nu poate un negru să, nu putea până acum de curând, un negru să intre în restaurant cu un om. Erau prostite publice. Și scria, ăsta e prostit pentru alb și ăsta e prostit pentru negru, nu putea să intre. Erau în parcuri bănci, bancă pentru alb și bancă pentru negru. În tren, ăsta era compartiment pentru negri, ăsta era compartiment pentru alb. Acum s-a dus luptă mare să aibă acele drepturi, albi și negri. Și acum negri se mă celăresc unul pe altul, ce că ești tu negru, nu ești chiar așa de negru. Eu sunt din tribul Koza și tu ești din tribul Zulu. Și noi suntem nițel mai negricioși și voi sunteți mai altfel de negricioși și nu putem să intrăm în același cer. Și sunt atâtea ururi în lumea aceasta. Nemții, la un moment dat, nu au putut suferi pe evrei. Sunt mulți evrei care nu suferă pe arabi și arabii nu suferă pe evrei și așa mai departe. Încât mintea omenească nu putea să cuprindă lucrul acesta, că și unul de alt neam poate să intre în cer. Și cu greu, Pavel îi spune, o taină mare, lăsați-o și pe Dumnezeu să facă ceva care nu-i după plăcerea voastră. Poți să intre și alții decât evrei în împărăție, astăzi ne pare de la sine înțeles, dar pe vremea lui nu era de la sine înțeles. Dar avem și noi limitările noastre. Când am povestit unor pocăiți, că am fost la închisoare cu un catolic. Și catolicul ăsta a suferit chinuri, a suferit torturi și la urmă a murit lângă mine și ultimul lui cuvânt a fost Iisus iubit. Și răspunsul pocăiților a spus, degeaba iubește El pe Iisus că nu intră, fiindcă e catolic. Deci ce chestiune care a fost acum 2000 de ani, că nu intră fiindcă e grec sau fiindcă e latin. Cine ești tu să excluzi pe cineva din Împărăția lui Dumnezeu? Spurgeon, unul din cei mai mari predicatori baptiști pe care i-a avut vreodată lumea, a spus, în cer vom avea toți trei mari surprize. Unii pe care credeam că nu sunt acolo, vor fi acolo. Unii credeam, de care credeam că vor fi acolo, nu vor fi acolo. Și cea mai mare surpriză va fi că va fi eu acolo. Și astfel să păstrăm mintea liberă, vom avea în cerul mari surprize și noi din partea noastră să păstrăm dragoste față de toți, să acceptăm pe alții, să nădăjduim pentru alții, să iubim și să mijlocim la Dumnezeu pentru fiecare. Asta nu mai întrece. Eu predic prin Harul lui Dumnezeu de 53 de ani. Și eu credeam că pe măsură ce îmbătrânesc, îmi va fi mai ușor să predic, ca pe o rutină, în orice meserie. Dacă ai lucrat o an de zile, merge mai ușor. Dar cu cât mai mult predic, cu atât mai greu devine de predicat. Fiindcă îți dai seama la cine predici. Tine predicator, văd oameni înaintea lor, sunt bucuroși când oamenii aceștia sunt mulți și când le pot predica. În nicio biserică nu sunt numai oameni. În biserică sunt dragi. Este scris că ei caută, din dată ce s-a semănat sămânța, vin duhurile rele, îndată. Efus, spune în grecește, imediat. Ei vin ca să fure sămânța unde se poate. Și mai vine cineva, spune în partea din Biblie pe care am citit-o, la Efeseni 3:10, că domniile, stăpânirile, ranguri foarte înalte de îngeri, sunt în biserică
și prin biserică caută și ei să afle tainele lui Dumnezeu. Noi explicăm îngerul. Sunt ce înger de față. Și de aceea, cu cât îmbătrânești, ți-e mai greu la predica. Te gândești, ai înger în fața ta. E greu când ai așa personalități mari și te ferești să spui un cuvânt care ar fi greșit, că ești tu să prețuiască ce e drept și ce nu-i drept. Și mai este cineva care ascultă. La un moment dat, Mântuitorul spune despre un predicator. Bine a zis Isaia! Eu cred că Isaia în cer a sărit de bucurios, a predicat și Iisus mă laudă, că n-am mai auzit predic așa de bun. Iisus ascultă și el predicile noastre. Și poate la unii să pună nota foarte bună, la alții o notă mai mijlocie sau o notă proastă. Nu e ușor de a predica. Și să vă spun ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am visat despre adunarea de astăzi, aș putea spune. Am visat că eram în România și trebuia să predic, care știți, care ați fost prin Brașov, Marea Biserică Neagră acolo, Biserica Luterană, cea mai mare biserică luterană din țară. Și trebuiam să predic acolo. Și mergeam spre biserică, nu e America, să mergi cu mașina, mergeam pe jos spre biserica aia. Și era târziu, trebuiam să merg repede, că se începea serviciu. Și mă oprește o doamnă, lacrimile îi curgeau pe obraz, se vedea că trecea printr-o mare tristețe. Bine că v-am întâlnit, domnule pastor Vâmran, vă rog să mă ascultați, mi-e inima zdrobită. Îi zic că îmi pare foarte rău, doamnă, veniți altă dată să vorbiți cu mine, dar eu sunt acum tare grăbit, trebuie să intru în biserică, începe slujba. Și mi-a spus, de ce credeți că e mai important ca dumneavoastră, care sunteți un om liniștit, să vorbiți la oameni liniștiți? Poate e mai important să mă ascultați pe mine, care sunt tulburată și necăjită. Renunțați de a vorbi și stați și mă ascultați pe mine. Era un samaritian odată, care avea treburi mari. Mergea din Ierusalim, iar de la Ierihon, cine știe ce treabă avea? Și în drum era cineva care avea nevoie de el, un rănit, și și-a lăsat toată treaba. Treaba a rămas încurcată, n-a mai descurcat. Ca să ajute pe cel rănit, eu sunt cineva care am nevoie de dumneavoastră. Renunțați la predică și ascultați-mă pe mine. N-am știut ce să răspund. Am zis, poftim, vorbiți. Și am ascultat. Și am căutat să o scurtez. Și când a terminat ea, m-am uitat la ceas. Era foarte târziu. Dar m-a legat spre biserică, m-a oprit o altă doamnă și ea necăjită. S-a ascultat și necazul meu. Am trebuit să ascult și necazul ei. Și după ce am auzit necazul ei, am fugit iarăși, era târziu. Hai, o să ajung la biserică târziu, dar să ajung mare. Și mă oprește unul, domnule, să-ți spun o glumă. Am o glumă așa de faină, așa de frumoasă. Am pe inimă, trebuie să vă spun. Și vedeam că el simțea nevoie să-mi spună glumă, cum ailaltă a avut nevoie să-mi spună necazul. Crăpa dacă nu-și spunea glumă. Și am spus, bine, dar nu-ți spuneam glumă. Și am ascultat și glumă și am ajuns la biserică, tocmai când era sfârșitul slujbii. Acum, în biserică luterană, știți că pastorii poartă talarul negru pe care la baptiști îl poartă pastorul numele la botez, da? În biserică luterană îl poartă la orice slujbă. Și am pus-o repede talarul, dar nu era încheiat nastur. Eu eram nepieptănat și cu toată zarva asta nu m-am uitat în notele mele de predici, m-am așezat pe scaun ca să predic, dar habar nu aveam despre ce este vorba. Nu știam. Și le-am spus tuturor, uite, așa s-a întâmplat, că am fost oprit în drum de oameni necăjiți care trebuiau să-mi spună necazul și de oameni veseli care au vrut să-mi spună veselie. Și au nevoie ei să fie ascultați. Și am ascultat și îmi pare rău că n-am ce să vă spun, dar poate învățăm din cele ce mi s-au întâmplat mie, ca noi toți să nu vorbim și mai degrabă să ascultăm. Sunt atâtea lucruri de ascultat. Și poate ne învățăm că nu numai să vorbim, nu numai predicatorii vorbesc mult, ci și cei din bănci vorbesc mult, și să începem să ascultăm. Sunt în prejurul nostru atâția necăjiți, care n-au pe cineva la care să-și verse inima.
Sunt atâția bucuroși care vor să împartă cu noi bucuria lor, să avem urechi deschise pentru fiecare. Pe oricine le întreb, care este cea de tâi poruncă? Îmi spune, cea de tâi poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu e adevărat. Când este întrebat Mântuitorul, care este cea de tâi poruncă, el răspunde, ascultă Israel! Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. Cea de tâi poruncă este, ascultă Israel! Israelul vorbește? Să ne obișnuim toți să ascultăm. Și dacă nu vă voi spune eu multe în seara aceasta, păi obișnuiți-vă și voi să nu spuneți multe, ci să ascultăm. Să ascultăm pe semenii noștri, să ascultăm gemetul întregii creațiuni care așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu și să mai ascultăm pe încă cineva care nu are cui să vorbească. Spune în Mica, la capitolul 6, la versetul 2, că Dumnezeu vorbește cu munții, strigă la munți. Că nu are la cineva să vorbească decât la munți. Disperat. Nu are cu cine să vorbească. Noi în închisoare eram fiecare singur în celulă și vorbeam cu pereții. Românul are expresia asta, vorbește cu pereții. Nu are cine să-L asculte pe Dumnezeu. Când a venit Mântuitorul pe pământ, 3 ani de zile a învățat pe apostolii săi și în ultima seară le zice, mai aveam multe, multe lucruri să vă spun, dar n-am avut cui. Nu sunteți în stare să primiți. Care sunt învățăturile cele mai importante ale lui Iisus, care nu au fost spuse? Fiindcă n-am avut noi inima pregătită de a le asculta, există și așa ceva. Spune Apostolul Pavel, nu vă spun capitolul, versetul, citiți toată Biblia și găsiți versetele de care mă vorbesc. Spune Apostolul Pavel la un moment dat, n-am timp să vă vorbesc despre Samson, despre Gideon, despre nu știu cine, n-am timp. De ce n-are timp? Fiindcă trebuie să vorbească despre fiacul. Că l-au întrebat fel de fel de fiacul și trebuie să răspundă la ea. Și a rămas multe, mari învățături ale lui Pavel, care au rămas nespuse. Și Apostolul Iuda scrie, când am vrut să mă așez, să scriu despre mântuirea noastră de obște. Ceva mai important nu există decât mântuirea noastră. N-am putut să vă scriu despre mântuirea de obște, că am trebuit să vă scriu despre niște ticăloși, despre niște excroci, care s-au strecurat în mijlocul nostru și trebuie să mă ocup cu ăștia. Și au rămas. Și a vrut apostolul să spună despre mântuirea, a rămas nespus. Cerul nu are mulți care sunt pregătiți, care sunt gata să-L asculte. Și poate este bine și o predică în care nu se vorbește mult. Și în care se spune oamenilor, ascultați mult și voi aveți urechi, aveți o minte, aveți o inimă și să ascultăm. Îngerii ascultă de noi, spune la Efeseni 3, să fim și gata noi, să fim gata și noi să-i ascultăm pe dânsi. Noi toți avem luptă cu păcatul. Este ceva mai grav decât păcatul. Anume că păcatul se înmulțește. Spune Scriptură unde păcatul s-a înmulțit. Un tânăr băiat iubește o tânără fată, se căsătoresc, se unesc, au copii, copiii au copii, familia s-a înmulțit. Exact așa face păcatul. Păcatul se înmulțește. Nu rămâi niciodată cu un păcat. Păcatul găsește alt păcat, ăștia doi se împerechează și fac al treilea păcat. Și al treilea păcat își găsește al patrulea păcat și ia să împreunească și face 5, 6, 7, 8 și așa mai departe. Păcatul se înmulțește. Prima pereche de oameni. Mă rog, au făcut o greșeală, Eva. Era ceva care nu trebuia mâncat și a mâncat. Toți facem greșeala asta. Spune doctorul, uite, asta să nu mănânci, asta să nu bei. E pofta, mâncă. N-ar fi fost ceva deosebit. Asta e omul. Mănâncă și ceva care nu-i voie. După ce a mâncat ce nu-i voie, păi trebuie să adaug un păcat. Trebuie să dau și bărbatului să mănânce și el ce nu-i voie. Și după ce au ajuns, e acum două păcate. După ce au ajuns două păcate, zice, mai putem să facem al treilea păcat, să aruncăm vina pe altul. Și l-a întrebat pe Adam de ce mănânci, Eva e vinovată. Eva, tu de ce ai mâncat? Altul e vinovat. Al treilea păcat a ajuns. Al patrulea păcat că s-au ascuns de Dumnezeu, dar de ce te-a ascuns? Că el e prietenul tău. Puteai să-i spui, am avut un moment de slăbiciune, că păcatul se înmulțește. Cain a fost
gelos pe Abel că lui s-a primit jertfa și lui Cain nu s-a primit. Fiecare avem un pic de gelozie. Și eu am un pic de gelozie și eu. Mă gândesc, aș vrea și eu să fiu un predicator ca Billy Graham, să sunt eu mai mititel, nu fiecare e mai mititel, fiecare are lor gelozie. Și dacă ar fi numai gelozie, asta n-ar fi nimic. Dar gelozia s-a adăugat cu mânia. Și atunci l-a omorât pe fratele său. Și la rând, la rând, vedeți lucrul acesta cum păcatul se înmulțește. Tribunalul din Ierusalim l-a găsit pe Iisus, Mesia fals, și l-a condamnat la moarte. Atâta tot, un păcat. Dar dacă e condamnat la moarte, hai să-l și scuipăm. Hai să-l și batem. Hai să legăm la orice să-i spunem, ia ghicește cine te-a bătut. Hai să-l și ocărăm, să-l bagiocorim și asta. Ostașii romani au avut o poruncă de la comandanții lor și care a fost la armată, ordinul se împlinește. Ordinul a fost, luați ce răstigniți. Păi de ce să nu mai să răstigni? Întâi să-l bate înainte de a răstigni și să-i punem și cu mâine de spin. Dar asta nu era ordin de la comandant. Mai punem de la noi și așa păcatul se înmulțește. Eu am stat ani de zile singur într-o celulă, 10 metri sub pământ, nu vedeam nimic, nu auzeam nimic și aveam timpul să gândesc. Și mi-am amintit viața trecută, parcă o vedeam într-un film, pe pereții aceea celului, și mi-am adus aminte de parcă a fost astăzi, de parcă a fost ieri, prima mea minciună. Era la vârsta de 4 ani. Mama mea era tare, tare săracă și cu 4 copii. Era o raritate să cumpere ea câteva bomboane. Era ziua de naștere a cuiva și nu dădea ea toate bomboane. Mai lăsa un rez de bomboane când o să fie ziua de naștere a celuilalt copil. Și când pleca mama, eu sigur că făceam perchiziția întregii case, găseam bomboanele și le-am mâncat pe toate. Și până a venit mama, n-a găsit bomboanele, m-a întrebat, Richard, tu știi unde sunt bomboanele? Zic, da, știu. Ce s-a întâmplat cu ele? Zic, fratele le-a mâncat. Și fratele sărac a mâncat o bătaie, fiindcă eu am spus că el a mâncat. Și după aceea, mama a aflat cum s-au întâmplat lucrurile și mama a plâns, fiindcă eu am mințit. Asta era când aveam 4 ani. Acum, zic de anul. Și mă ardeau lacrimile mari. E un păcat de copil, vorba aceea, zice un copil o minciună. Dar minciuna se înmulțește, n-a rămas la cea o minciună. După o minciună a venit a doua minciună, a treia și așa mai departe, cine fură un nou, până ajunge să fure un nou. Mi-am amintit acolo când prima oară mi-am însușit ceva ca ce nu mai aparține mie. Când prima oară am fost obraznic față de părinți și așa mai departe. Și am văzut cum minciună cu minciună se unește pentru a se înmulți. Asta cred că este experiența fiecăruia dintre noi. Păcatul se înmulțește cum se înmulțește totul pe pământul acesta. Totul se înmulțește. Animalele, insectele, plantele, totul se înmulțește. Noi toți scotăm să mulțim banii care îi avem, prestigiul pe care îl avem și păcatul se înmulțește, ăsta este marea primejdea păcatului. Poți să faci un păcat foarte mic, la urmă, nu stă Dumnezeu să se socotească pe tine pentru fiecare fiară. Asta a fost un păcat. Dar nu se oprește păcatul. Păcatul se împrietenește cu al doilea și ăla cu al treilea și ăla cu al patrulea crește. Și de aceea, din rădăcină, trebuie scos păcatul. Dar slăvit să fie Domnul. Că nu numai păcatul se înmulțește, mai sunt și alte lucruri care se înmulțesc. Zice în Scriptură că pacea noastră se înmulțește, mângâierile lui Dumnezeu se înmulțesc și harul lui Dumnezeu se înmulțește și el. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, vorbește despre înmulțirea harului. A doua Petru, tot capitolul 1, versetul 2, și el spune despre înmulțirea harului. Unde s-a înmulțit păcatul, spune într-un loc. Harul s-a mulțit și mai mult. Și harul lui Dumnezeu se mulțește. Nădăjduiesc că toți ați cunoscut harul lui Dumnezeu. Păi înmulțiți-l, nu rămâneți la harul pe care îl aveți. Fiecare din voi are ceva bani. Unii o fi mai bogați, unii mai săraci. Bani se poate înmulți. Bani se poate înmulți. Pe harul se poate înmulți. Nu e nevoie să rămâi la har pe tine. Poți să ai har mai mult și mai mult și mai mult. Pacea poate să fie înmulțită. Și mi-a scris ceva în Scriptură, nu o să vă spun versetul, căutați în Scriptură și o să găsiți. Spune despre harul felurit al lui Dumnezeu. Harurile sunt din multe feluri, nu?
de multe feluri, cum avem sunt de multe feluri, plăceri sunt de multe feluri, așa și harul sunt de multe feluri. Și vreau să vă spun despre două feluri de har astăzi. E mare har să știi pe Dumnezeu și să crezi în El. Dar mai este încă un har, de altfel, ca iubindu-L pe El și crezând în El, să fii în stare să fii de partea Lui orice ce ți s-ar întâmpla. Să poți și să suferi pentru El. Să poți să înduri pentru El. El e al meu, eu sunt al Lui, pe noi nimic nu ne desparte, eu nu mă voi lăsa luat de lângă Dumnezeu. Am fost așa de surprins. Știți că lucrez într-o misiune în care ajutăm pe credincioșii din țările unde e prigoană. O țară de mare prigoană e Albania. Nici o biserică nu e deschisă. Nici moschee, de niciun fel, nici o religie nu e permisă. Un preot catolic sărac, Ștefan Curti, a fost împușcat, fiindcă a botezat un copil, nepotul lui. Acum baptiștii nu sunt de acord să se boteze copiii, dar nu sunt nici de acord ca cineva să fie împușcat, fiindcă a botezat un copil. Nici asta? Mai puțin suntem de acord cu oamenii. L-au împușcat pentru lucrul acesta. Și în Albania, v-am mai spus odată că fratele nostru Meșcala, la vârsta de 84 de ani, a murit de curând, după 43 de ani de închisoare. 43 de ani de închisoare. Și omul acesta avea harul să creadă în Dumnezeu. Dar putea și să-l lasă și mai ieftin. Dacă i-a cerut, îi spune numai atât, mă lapă de Hristos. Și dacă ar fi scris, mă lapă de Hristos, Hristos e așa de înțelegător, așa de iubitor, nu s-a supărat el pe Petru, apostolul, stânca. Și a avut un moment de slăbiciune, i-a spus Hristos, nu știu, m-am zis, cine e ăla? Nu știu de așa cineva. Și după aceea Iisus se întâlnește cu el, după înviere, ar fi putut să-i spună măcar atâta. Măi, Petru, frumos a fost ce ai zis tu. Nu-i spune niciun cuvânt. Îi spune numai atât, mă iubești? Te iubești. Atunci toate sunt în regulă. Și dacă mișca la asta după 40 de ani, sau după 30 de ani, ar fi zis și el, mă las de Iisus, Iisus l-ar fi iertat, l-ar fi înțeles. Dar am harul ăsta să nu spună lucrul acesta. Și să moară în credința aceasta. Acum, el de 43 de ani în închisoare, el apucase vremurile bune când se știa de Evanghelie. Acum, misiunea noastră s-a întâlnit cu albanești care acum au ieșit din Albania, generația tânără. Și ne-am întâlnit cu unul care a făcut, nu știu, sigur, 5 sau 6 ani de închisoare. N-a citit o Biblie în viața. Îl iubea pe Iisus, mai mult nu știa, știa că este un Dumnezeu și că a trimis pe un Mântuitor în lume, Iisus, și că Iisus, asta e adevărat, Iisus, și a spus, prin ai voie, Iisus, zice, voie, nevoie, eu sunt cu Iisus. Habar n-a de-a Iisus, mai mult atât decât numele. Și a stat ani de zile în închisoare pentru Iisus. Ani de zile a stat în închisoare, fără să știe o pagină în Biblie, el n-a văzut, noi am dat o Biblie. Prima oară că a avut o Biblie în mână, după ce pentru adevărul din Biblie, a făcut ani de închisoare. Și noi avem 1200 de pagini ale Bibliei și unele știm să le citim și în engleză, și în română, și în diferite traduceri, și avem și comentarii. Câți întâlnim în fiecare să mergem la închisoare și la moarte pentru asta. Mi-am amintit că atunci când sovieticii au intrat în țară, știți că la sfârșitul războiului, nu știu dacă trebuie știți, în 1944 a venit armata sovietică la noi în țară, nu i-a invitat nimeni, dar așa sunt ei prietenoși și au venit. Și atunci eu vorbesc rusești și atunci eu am lăsat totul la o parte și numai după ruși fugeam, să le spun Evanghelie. Și pe stradă am oprit o locotenentă, ei aveau și ofițeri și ostași, femei în armată. Și era o locotenentă, tânără locotenentă. Și am oprit-o pe stradă și am spus, domnișoară, știu că este un lucru nepoliticos să acostez o femeie necunoscută pe stradă. Dar gândiți-vă, fiți sigur că eu o fac cu gând foarte serios, am să vă spun ceva important. Și atunci s-a uitat la mine, am făcut probabil o impresie bună și a spus, domnule, sunt gata să vă ascult, pentru ce mă opriți? Și am vorbit despre Iisus. Și ea s-a uitat la mine, așa niște ochi frumoși pe care și acum ai țin minte. Cu așa, zice, dumneavoastră, îl iubiți pe Iisus? Și am spus din toată inima. Și ea mi-a spus și eu îl iubesc. Și a căzut
Așa, m-a îmbrățișat pe stradă acolo și a început să mă salute. O situație foarte neplăcută pentru un pastor pe stradă, dar dacă ea mă saluta, am salutat-o și eu, să creadă lumea că suntem rude. Mai bine așa, dacă salută ea. Ne-am salutat amândoi. Și am adus-o la noi acasă, era soția, și spre marea mirare, sufletul ei ardea de iubire pentru Iisus. Dar nu știa nimic altceva decât numele Iisus. Că la numele Lui să se plece orice. Oricine crede în numele Lui, nu în El, în numele Lui, El știa numele. Și am întrebat-o, dar cum ați ajuns să iubiți numele acesta? Și mi-a spus, nu știu, bunica mea avea un tablou, o icoană, avea un tablou. Și spunea, ăsta e Iisus, ăsta e Iisus. Și bunica de câte ori vorbea de ăsta, din tabloul acesta, așa aș lăuda și cu atât de drag și cu atât de respect vorbea despre el, ăsta era pentru el simbolul bunătății și al dragostei și a tot ce e frumos, era tabloul ăsta, era Iisus. Și până am crescut și am intrat în școală, am intrat în liceu și acolo ne-a învățat despre sfânta noastră datorie de a ne apăra patria socialistă. Dar eu nu știam cum arată o sfântă datorie. Am învățat despre morala socialistă. Dar nu știam, socialistă am înțeles, dar cum e aia morală, ce e aia morală? Și cumva mi-am amintit de imaginea lui Iisus. Și mi-am închipuit că Iisus ăla, asta înseamnă sfințenie. Iisus ăsta, asta înseamnă morală. Asta înseamnă tot ce este mai bun în lume și am iubit numele Iisus. Și oameni au unii har. Ca pentru așa puțin. Pentru așa puțin. În ebraică, cuvântul pentru har este hai, tot atât. Nu-i cuvânt. În ebraică e scris cu două litere, fiindcă vocalele nu se scriu în ebraică. Hai, un mic cuvânt. Și ce bogăție este în cuvântul acesta. Atâta har i s-a dat și pe baza harului acesteia avea un suflet plin de iubire și ăla din Albania era gata să moară pentru lucrul acesta și să sufle pentru lucrul acesta. Mare lucru este să ai harul acesta, nu numai să crezi, dar fiindcă în Iisus crezi, să fii gata să stai de partea Lui și să înduri pentru El dacă este nevoie și să fii al Lui Sfânt. El se bizuie pe mine, eu mă bizuie pe El, eu pe El nu pot să-L iau, să-L las. Și mă întreb eu, noi toți putem să căpătăm harul acesta. Și acum cunosc unii credincioși, cum sunt de 81 de ani, v-am mai spus mulți înainte, am 81 de ani. Și atunci, la păstor bătrân vin mulți să le spună câte ceva, aud de la luna, aud de la altul. Și vine câte o soră, vine câte un frate. Dar pentru nimic în lume nu pot continua căsătoria aceea. Nu pot, nu pot. În dur de 30 de ani. De 30 de ani mă bate, mă înjură, mă face. Mă trădează cu altele, cu alții. Fel de fel de chestiuni. Mă scuipă. Până a venit și mi-a spus, mă scuipă, soțul. Am îndurat bătaia, am îndurat înjurături. Dar scuipat, nu pot să îndur. Și spun, dar dumneata, n-ai harul, e mișcarea. 43 de ani. El cum a îndurat? 43 de ani. Nu vă spun ce torturi s-au practicat în închisoare, că nu vreau să vă stric somnul în noapte. Eu nu dorm nopțile amintindu-mi de torturile pe care le îndură fratele mei și de aceea nu-mi place să spun ce torturi sunt. Dar grozare! Au fost frați și surori, nu mai atât să vă spun. Nu vreau să zic că secretele bisericii și așa mai departe, și aresta pe copiii lor mici și bătea pe copii în prezența părinților. Nu e vorba de o bătăiță cum o dai la un copil, dar bătea-i până la sânge ca să-l facă pe tatăl să spună. Au fost violate logodnici și soții în fața soțului sau în fața logodnicului pentru a-l face pe ăsta să spună. Și unii au știut, eu știu cu Iisus. Eu de El nu mă despart. El e Dumnezeu, El se facă cum știe El, eu nu mă abat. Sunt unii care au harul acesta. Și ce frumos ar fi să avem și noi harul acesta și să cerem harul acesta, să ni se înmulțească harul. Uite, asta e calea pe care merg și voi îndura. Fiecare din cei care se hotărâs să nu mai îndure, au îndurat până acum. Păi mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi. Poate să schimbă lucrurile. Și dacă ești hotărât să fii de partea Lui până la capăt, atunci multe minuni se întâmplă. Ia timp câteodată. E greu, dar multe minuni. Să folosim momentele dificile din viața noastră. Era greu să fii închis.
Și știu că unii dintre voi, voi nu sunteți închiși, dar aveți greutăți, ceea ce în America, fiecare. Unii au greutăți cu părinții, unii au greutăți cu copiii, cu soții, cu soți, cu situația financiară, cu boli, cu câte și câte greutăți, amintiri de păcate. Tu ai făcut păcate de care nu știi cum să mai scapi, alții au păcătuit față de tine, ai trecut prin grozăvii, fel de fel de chestiuni de acestea. Și de câte ori o dificultate în viață, tu spui, e o problemă, ai greșit-o, fiindcă o problemă te apasă. Chiar pasă. Cum să rezolv problema? Nu e o problemă. E o chemare a lui Dumnezeu. Uite, ți-a dat ceva să rezolvi tu. Are el un om foarte rău și vrea pe omul ăsta rău să-l câștige pentru bine și de-aia te-a pus, l-a pus să-ți facă rău ție, nu altuia. Fiindcă tu poți răspunde la rău cu bine, altul nu i-a răspunde la rău cu bine. Și tu poți să-l câștigi. Știu minte, la un moment dat, eram în închisoarea Gherla și acolo era un locotenent politic. Nu știu de ce trebuie la închisoare un locotenent politic, dar era o politică pretutine. Era, la colectiv era politic, la măcelerie era politic pretutine, fiind era ofițer politic. Și ăsta mă cheamă odată, din celulă, avea o vână de bou în mână, știi ce, un cauciuc cu care băteau, și zice, și jos, și scrie o declarație, era o bucată hârtie acolo, scrie o declarație, ce ai vorbit împotriva noastră a comuniștilor în celulă? Aud că faci mare agitație împotriva noastră. Și ce ai auzit pe alții spunând împotriva noastră? Adică eu să fiu o iudă, să vorbesc contra altul. Și cum ai călcat regulile închisorii? Ai timp jumătate de oră, eu mă duc. Și dacă în jumătate de oră nu spui tot, mi-a arătat mâna de bună. Acum am căpătat atâtea bătăi. Mai mergea încă una. Nu eram speriat de bătăi. Aveam o dificultate, mi-a spus pe hârtie să scriu cuvântul declarație. Dar eu nu mai scrisesem de ani și ani, n-am mai avut o peniță în mână. Și nu mi-aduceam aminte cum să scriu un D mare. Și m-am așa mulțumit lui Dumnezeu că există două feluri de D, unul mare și unul mic. Și dacă nu știi pe ăla mare, scrii cu ăla micul. Și am scris cu ăla mic. Și am scris, eu niciodată n-am spus un cuvânt contra comuniștilor. Fiindcă eu pe comuniști îi iubesc. Când dumneavoastră dormiți, eu mă rog pentru dumneavoastră. Și așa fac toți creștinii. Iisus ne-a învățat să iubim, să iubim pe păcătoși și să urăm păcatul. Eu vorbesc contra comunismul lui, nu contra comuniștii lui. Și care împotriva comunismului nu mă amestec în teoriile dumneavoastră economice, politice, eu atât am cu dumneavoastră, că sunteți contra lui Dumnezeu. Dar iarăși, nu împotriva dumneavoastră vorbesc, ci împotriva doctrinii dumneavoastră. Ce au vorbit alții, trebuie să întrebați pe alții, eu nu sunt iudea, eu nu pot să spun de alții ce au vorbit. Și acum mă așteptam, să mănâncă încă o bătea și ce-i dacă mănâncă încă o bătea. Și vine el înapoi, are încă mâna aia de bou în mână, și ai scris, da. Și ea citește primele două, trei rânduri, văd că pune bastonul ăla de cauciuc, îl pune la o parte, și zice, domnule Burnon, eu nu mai auzisem domnule de ani de zile, că noi nu ne numeau domnule, ne spuneau bandit, salhar, nu mi-a luat răzut. Zice, domnule Burnon, cum puteți să mă iubiți pe mine? Eu niciodată n-aș iubi pe cineva care mă bate pe mine și mă bagă pe mine în închisoare. Am auzit eu de nebună această învățătură a lui Iisus să iubiți pe vrăjmașii voștri. Eu niciodată n-aș putea face așa ceva. Și am spus despre Iisus, despre învățătura lui, ca un copil, asculta. Și mă chema iarăși și iarăși să mă întrebe despre credință și era lucru foarte neplăcut că el te chema, fiindcă deținuții bănuiau pe oricine mergea la administrație. Va fi un turnător care spune de noi. Și mă întreba iarăși și iarăși și după ce am vorbit cu el de multe ori, zice, domnule, vă rog, nu pot crede în Dumnezeu. Nu pot crede că există un Dumnezeu. Și am răspuns, știți că eu sunt evreu. Și eu sunt dintr-o lungă linie de rabi. De nu știu câte generații. Bunicul, străbunicul, răstrăbunicul, răstrăbunicul. Acum sute de ani știu, rabi, 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 rabi. Și unii dintre ei au fost renumiți, au scris cărți și despre ei s-au scris cărți, că erau oameni renumiți. Și un străbunic al meu de 8-a generație. Era un rabi renumit. Și a venit la el un evreu și i-a spus, asta povesteam locotenentului, a venit un evreu și a spus, eu nu mai pot crede în Dumnezeu. Și rabinul l-a îmbrățișat și a spus,
Cât de mult vă invidiez că nu credeți în Dumnezeu, aveți o stare sufletească cu mult mai bună decât a mea. Era o raritate pe vremea aceea un evreu să nu creadă în Dumnezeu. Și a spus, foarte bine că nu crezi în Dumnezeu. Ai o situație mai bună decât a mea, să-ți spun de ce. Că eu dacă văd un om sărac, îi zic, Dumnezeu o să te ajute, eu nu scot un ban să-l ajute. Eu cred în Dumnezeu că Dumnezeu o să-l ajute. Când văd pe unul necăjit, îi zic, las că te mângâie Dumnezeu, eu nu stau să-l mângâie, și să-mi pierd eu timp. Dumneata, nu crezi în Dumnezeu. Trebuie dumneata să iei rolul lui Dumnezeu dacă ar fi. Și de câte ori vezi un sărac, trebuie să-i dai dumneata, nu să-l lași pe mâna lui Dumnezeu. Și de câte ori vezi pe unul necăjit și plângând și toate astea, trebuie dumneata să joci rolul lui Dumnezeu. Zice, du-te 6 luni și fă așa și după 6 luni să vii să-mi spui ce s-a întâmplat. Foarte curând, evreul ăla a venit înapoi la rabin și a spus, eu nu pot să fiu Dumnezeu, trebuie să fiu un alt Dumnezeu care îngrijește de toate necazurile oamenilor. Zic așa, dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, pe faceți dumneavoastră ceea ce credeți că un Dumnezeu ar trebui să facă dacă ar exista. Omul acesta a devenit credincios, după ce a dispărut, nu știm ce s-a mai întâmplat cu dânsul. Dar există harul acesta. Când ești într-un caz, în suferință, în închisoare, unul cu un baston să te bată, sau un soț care te bată, sau se poartă nefrumos cu tine, sau o soție cu care ai, sau un copil, sau un părinte brutal, sau un vecin, sau cine știe, sau Saddam ăla, Hussein, cum îi spune, din Irak, care ne amenință, sau. Cum îi spune? Cine o fi? Eu pot să rap, eu pot să îndur, eu pot să rămân cu fața senină, eu pot să zâmbesc, cam parul acesta. Ăsta mi-a încredințat mie. A arestat o soră și o bătea și ne spunea după aceea, pe eu gândul ăsta l-aveam. Ăsta un om foarte rău, pe care Dumnezeu vrea să-l câștige. Și ea îi spunea, el era un colonel în securitate. Și ea îi spunea colonelului acelea, Domnule, Dumnezeu așa te iubește, dar cum dumneata ești așa de departe de Dumnezeu, trebuia să te întâlnești cu un credincios, să-ți spună. Și eu nu puteam să mă întâlnesc cu dumneata altfel decât dacă mă arestai și mă bătea, altfel eu nu mă stăt. Și asta e o ocazie pe care nimeni o dă Dumnezeu să stau de vorbă cu dumneata și l-a impresionat pe el lucrul acesta. Există harul acesta. Și vă recomand tuturor să nu rămâneți la harul că credeți în Dumnezeu, că credeți în Hristos, ci mulțiți-vă harul. Pe baza harului din tâi, să faci al doilea, și al treilea, și al cincilea, și așa. Ai făcut o clasă în liceu. Faci a doua, faci a treia, faci... Ești cu o diplomă, nu știu. Tot așa, noi toți trecem prin încercări și să primim încercările ca o chemare a lui Dumnezeu și să folosim. Cred că ați înțeles. Și acum, numai despre un har, încă vreau să vă spun. Mai îmi dați câteva minute? Despre harul de a trăi în afară de tine. De multe ori am spus despre frații care sunt în închisori, în diferite țări. Am o listă întreagă a celor care sunt în închisori, în Rusia, acum sub Gorbaciov. Frații noștri care sunt în închisori. Nu mai sunt atâția, că pe vremea lui Brejnev, dar sunt în închisori, frații altă. Și, dar există o altă listă, acum, de frați și de surori închiși de musulmani în Iran, în Liban, în Egipt, în Malaezia, pretutind în țările aceste musulmane fanatice, frații noștri sunt arestați, sunt bătuți, sunt omorâți, lucruri grozave, sunt în Turcia. În Turcia au omorât, i-a sfântecat. Și era o femeie însărcinată, au sfântecat-o și au omorât copilul din... Pentru că și așa mai departe, sunt lucruri grozave care sunt în lucru. Și acum, astăzi am avut în mână o descriere a stării fraților noștri în închisoare într-o țară musulmană. Pentru prima oară am citit așa ceva. L-au ținut vreo 4 ani pe el și pe mai mulți alții într-o celulă. Câteodată erau singuri în celulă, câteodată erau 4-5 în celulă, în lanțuri. Și tot timpul cu capul acoperit de o glugă, nu? De o glugă neagră. Nu vedeau nimic. Ani de zile, n-au văzut nimic. Era cu încă 4 în celulă, nu i-au văzut niciodată. N-au văzut niciodată nici pe păzitori. Păzitorii, și el era păzitor cu ei, n-aveau voie să vorbească între ei, erau toți acolo.
erau legați în lanțuri, erau legați și de perete cu un lanț, așa că nu se puteau mișca și nu vedeau nimic. Erau ca și orbi. Erau ca și orbi. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în afara lor, așa sunt fratele lor. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă împrejurul lor. Și la fel cum a fost și cu noi când eram în celule singuratice subterane, nu știau nimic despre timp. Nu știau dacă e noaptea, nu știau dacă e dimineața, nu știau dacă e primăvară, nu știau dacă e iarnă, nu știau nimic. Treceau ani și timpul pentru ei nu exista. Eu însă m-am trăit în ceea ce în englezește se numește timelessness. Fără de timp. O situație fără de timp. Timpul nu mai există. Și atunci ne-am adus aminte. Am putut adânci că timpul e o iluzie a noastră. Trecutul, timpul e împărțit în trei părți, nu? Trecutul, prezentul și viitorul. Trecutul nu există, a trecut. Du-te, mai apucă, mai fă ceva din el. A trecut. Viitorul nu există, că n-a venit încă. Și prezentul, uite cât am spus, prezent nu e acum. Secunda, unde, o secundă durează prezentul, nu? O frântură de secundă. Și s-a pierdut. N-a, cât o clipire a ochiului. Asta e ceea ce numim timp și nu dispunem de el. Există, realitatea este eternă. V-am mai spus în ebraică, limba în care a fost concepută Biblie, în ebraică, verbele n-au timp. În românește poți să spui, am mâncat, aș fi mâncat, mănânc, voi mânca, voi fi mâncat, și atâtea feluri. Nu poți să spui în ebraică nimic din toate acestea. Spui, am mâncat. Și din context cam deduci când a fost, și cum a fost, și ce a fost. Și trăiești, au trăit frații aceștia noștri, deținuți aceștia, în afară de timp, au trăit eternitatea. Nu se împărțea timpul în bucățele. V-am mai spus odată și vă amintesc că din Papua Noua Guinee, e o țară sălbatică, sălbatică. Au adus un șef al lor, l-au adus în Germania. Să fie și el la o conferință misionară, el s-a pocăit acolo și i-au pus și frații nemții să mândrească, uite, un sălbatic de ăsta l-am adus la credință. Și când a venit el înapoi din Germania și l-au întrebat sălbatic ceilalți, el nu mai era sălbatic, el era pocăit, cum e în Germania? Zice, n-ar fi rău. Zice, dar nu, mintea lor nu e sănătoasă. Zice, dar de ce nu e sănătoasă? Zice, nu sunt civilizați. Zice că, uite, uite ce bine trăim noi. Și ei ce să ne căcesc? Că ei și-au pus la mână ceva care face tic-tac, 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 tic-tac. Și asta taie timpul în bucăți. Taie timpul în bucăți. La o bucată mai mică zic secundă, la alta zice minută, la alta zice an, la alta zice... Și din cauza tăierii timpului ăstea în bucăți, sunt mereu necăjiți. Sunt mereu necăjiți. Nu am timp. Uite, mi s-a dus timpul. Că n-am timp. Și odată ei au niște trăsuri, spunea el, fără de cai. Un autobuz sau o mașină, așa, eu nu știu ce zicea, pe trăsură fără de cai. Și odată așteptam să vină trăsura aia, tocmai o luase înaintea noastră și misionarul lângă mine, să avem repede, să o apucăm. Am alergat cât am putut, am apucat trăsura aia fără cai, când am intrat, misionarul mi-a spus, slavă Domnului, am câștigat 10 minute. Și l-am întrebat, ce facem cu astea 10 minute? Asta e o fugă după nimic. O fugă după nimic. Noi trăim în timp, mereu regretând ceea ce a fost, punându-ne false nădejde pentru ceea ce va fi, în loc să ne bucurăm cu Domnul pentru ceea ce este. Nu poți să spui în ebraică, dacă aș vrea să predic acum în ebraică, noi credem în viitoarea venirea lui Hristos. Viitoarea nu există. Credem în venirea lui Hristos. Când? Acum. În timp. Eu pot toate bucuriile cerului, eu pot să le... Nu trebuie să ajung să mai trăiesc cine știe cât să am și după moarte, nu știu ce, să... Dar de ce? Ce? Spune Apostolul Pavel. Noi, adică el și alți deținuți, el din închisoare scrie. Noi suntem așezați, păi știu Pavel unde ești așezat. Ești așezat pe ciment, într-o celulă, la Roma. Ce folte aici? Asta sunt prostii. Noi suntem așezați în locuri cerești. Împreună cu Hristos, cum locuri cerești sunt după moarte, în viitor. Pe la mine nu există viitor, nu există trecut, nu există prezent. Există o realitate.
Eu trăiesc cu Dumnezeu și El trăiește împreună cu mine. Există harul acesta al unora care trăiesc veșnicia de pe acum. Barime, clipile de răpire cerească trăiesc aceste momente și ei pot cânta, Apostolul Pavel cu picioarele în butuci, cânta și în închisori să cânta și lansurile erau întrebințate ca instrumente muzicale care să însoțească cântecul. Există viața aceasta de bucurie în foarte mari cazuri. Și care sunt cazuri? Și am avut. Pentru mine suferința a fost o prietenă foarte devotată toată viața. De când eram copil mic, am suferit foarte mult. Toată viața am avut de suferit și acum am suferințe mari. Suferința e o prietenă cu care... Și suferința nu trebuie să te necăjești de ea. Ea e cu suferința și eu sunt cu bucuria. Că eu l-am pe Domnul și eu trăiesc de pe acum veșnicia. Harul se poate mulți. Au unii har să spere că în viitor o să fie mai bine. Sunt unii care au harul acesta, că nu-și pierd speranța. Azi e prost, lasă că mâine va fi mai bine. Și dacă mâine nu e mai bine, iarăși au har. Zice, lasă că poi mâine va fi mai bine.